Suspendarea președintelui Consiliului Județean Constanța are drept urmare convocarea unei ședințe de Consiliu pentru a se alege prin vot care dintre cei doi vicepreședinți în funcție va prelua prerogativele instituției. Nicușor Constantinescu este arestat preventiv pentru 30 de zile în urma cererii procurorilor DNA. El este acuzat de abuz în serviciu, constituirea unui grup infracțional organizat, coruperea alegătorilor, conflict de interese și tentativă la abuz în serviciu, în formă continuată. La sosirea la sediul Curții de Apel Constanța, unde a fost analizată astăzi contestația împotriva arestării sale preventive, Nicușor Constantinescu a declarat că este în continuare victima dictaturii lui Băsescu. Îngrozitor, problema este că sunt judecat penal pentru hotărâri de Consiliu Județean care sunt supuse contenciosul administrativ, nu faptelor penale. Este abuzul dictaturii Băsescu și a DNA-ului Goldea.